Bine, v-am regăsit la un nou episod din canalul meu la FCSBP Fumul 22. Vreau să încep acest episod prin a vă spune că am schimbat interfața un pic. Am băgat o interfață nouă de pe Workshop, încât să fie un pic mai complex jocul și să arate un pic mai bine. Adică interfața asta e cam principal la fel, dar e mai detaliată față de interfața normală. Uitați, aici s-a schimbat un pic. S-au mai schimbat anumite lucruri, dar în principal e cam la fel. Dar să mai schimbăm și noi un pic. Aici avem acum fețele jucătorilor, e mai detaliat un pic. Pentru cine vrea să-și bage o interfață nouă și nu vrea să se complice cu alte site-uri third party, poate să caute pe Workshop, pe Steam Workshop. Cine are jocul pe Steam poate să caute, dă subscribe și după intră aici la settings, nu mai țin minut dacă poți să intru de aici. Nu cred că poți să intri de aici. Intră exact acolo în setări, în meniu și vede acolo skins, FM Football Manager skins și de acolo selectează după ce ai instalat de pe Workshop. Și am zis să bag interfața asta, uitați ce bine arată, pentru că na, mai trebuie să schimbăm, oricum știm interfața pe de rost. La FM 23 o să las interfața așa vreo 2-3 episoade și după o să bag tot așa o interfață nouă, pentru că îmi place să fie mai detaliat și până la urmă nu schimbă cu nimic decât culoarea de aici și eventual ce mai arată fețele jucătorilor. Deci schimbă în bine, dar nu ceva să nu mai recunoaște FM managerul. Bun, continuăm, avem meciul cu Farul, care este un meci foarte important. A răcit lui Smuteanu, îl trimitem acasă. Și să vedem, nu cred că s-a tras încă... nu, mai avem un meci cu Leipzig și abia după se trage... 16.000 UEFA Conference League, cu care vom juca cu echipa de pe locul 3 din Europa League. Meciul cu Faro este un meci important, trebuie să câștigăm, pentru că este pe locul 3 și trebuie să ne continuăm avantajul, să-l mărim. Avem 44 de puncte, Universitatea Craiova are 36, Faro 33 și să sperăm că o să mărească un pic avantajul. Dacă s-ar lucra și Craiova ar fi perfect, dar nu ne bazăm pe asta. Bun, hai să continuăm. Este pe 9 decembrie, avem meciuri după mai ușoare, după meciul cu Leipzig. Uite, și aici s-a schimbat arată Accepted Tactic. Ce tactici crede că asistentul că va juca Faru. Interesant, aici în principal s-a schimbat pe culori, să fie mai ușor de cine în poziție. Aici cu albastru, cu bleu fundaș și portarul cu mov, al verde mijlocaș și linia de mijlocaș ofensivie cu portocaliu și cu roșu atacantul. Aici fețele jucătorilor frumos, un detaliu ok și îmi place că pune și la cei noi generați de joc. Bun, cam în rest nu s-a schimbat nimic. Pe aici văd că e la fel. Set piece la fel. Bun, hai să vedem cum facem echipa. Păi, Haruț este suspendat, la băgăm și noi pe Dușou, chiar dacă nu are cea mai bună formă fizică. În locul lui Mar băgăm și pe Pliacelli, în locul lui White îl băgăm pe Shoot. Oricum băgăm titularii pentru că meciul cu Leipzig putem să-l pierdem, putem să-l câștigăm, este diferent, tot locul 2 scoatem. După Ghiță la fel este obosit, băgăm pe Pliacelli, care nici nu este prea bine pregătit, dar mai merge cum mai merge. În locul lui Cote băgăm pe Florinel și locul lui Iani Stoica nu prea avem pe cine, trebuie să-l forțăm. Aie. Iani Stoica aici, winger e perfect și continuăm. Am uitat să vă spun că acest skin, unele skin-uri, nu toate fac treaba asta, dar acest skin vine și cu SIM. Deci dacă dăm aici pe Instant Result, este exact ca pe varianta de Xbox sau varianta Touch a jocului, care este mai rapidă și mai simplificată. Adică e mult mai ușoară varianta aia și nu pot să înțeleg de ce numai pe varianta aia ai opțiunea să dai SIM, Instant Result, fără să te duci în vacanță. Dar cu acest skin avem chestia asta și pe Football Managerul normal, nu varianta Touch sau varianta de Xbox, avem și pe cel normal. Nu înțeleg de ce e numai pe asta, dar ne ajută să nu mai dăm SIM din vacanță, dăm direct de aici. Chestia asta, părerea mea, repet, trebuia să fie pusă și în jocul normal, nu numai pe varianta de Xbox și varianta de Touch, care e mai simplă, mult mai simplă. Adică poți să câștigi, de exemplu, cu UTA din primul sezon campionatul dacă ai tacticile bune. E mai rapidă pentru oamenii care n-au așa de mult timp. Văd că aici s-a mărit un pic... mi-a pus jucători aici, îmi place. Îmi place și fontul. Și continuăm. Îmi place așezarea, e foarte... Și pe aici și cu jucătorii, avem toate informațiile necesare. Îmi place, chiar îmi place. Ia să văd, s-a schimbat ceva pe aici? Nu, avem director key highlights, totul e normal. Îmi place tabela că e mai mare, liga 1 aici, se vede, jucătorii
Da, îmi place foarte mult interfața asta și ca să știți, nu este o singură interfață, sunt mii de oameni care fac skin-uri pentru FM și o luați pe care credeți că vă place cel mai mult, până la urmă mie asta îmi place. Acum, când vă jucați voi, puteți să alegeți ce interfață. Sunt o grămadă, deci aveți opțiuni, puteți să băgați transferurile pentru sezonul următor, dar eu am zis că oricum, cariera asta n-avem cum să o mai schimbăm, dar mă refer, așteptăm FM23 pentru transferuri updatate. Râpă aici, poate scăpa pe contraatac. Râpă este periculos. Matiș pe flank, este aici închis de ward, shoot, recuperează mingea pentru site, care e excelent. Avem ambele formații aici. Aici pe ratingul, clasamentul, adică sunt puse toate astea perfect. Nu aranjate deja de skin. Încă putem să le modificăm, să punem noi ce vrem, dar înainte trebuia la fiecare meci să stau, să pun unul aici, unul aici. Că oricum nu se vedea nimic când nu e fază periculoasă. Acum cu skin-ul ăsta mi le pune el direct. Nu mai trebuie să stau eu să pun și clasamentul și toate informațiile astea. Și plus că mi se pare că puteam să pun maxim 4. Puteam să pun maxim 4, acum pot spune mai multe. Aici la pauză arată scorul, arată audiența, arată câți fani din deplasare sunt care au venit la București. Și arată și ce am făcut bine și ce n-am făcut bine. Adică îmi place extraordinar de mult. Bun. 0-0 la pauză. Nu prea mi-a plăcut ce am jucat. Hai să continuăm. Cei drept sunt și jucători obosiți. Nu pot să dau vina pe ei neapărat. Adică uitați-vă și voi. În locul lui Budescu băgăm și eu pe Deacu. Nu eventual locul este care îl forțăm pe Cordea. Da. Nu avem jucători la Under 21. Fai. În locul lui Richel băgă și pe Ghiță. Oul, l-a pus pe mare din greșeală, băgă pe Ghiță și aia a fost. Le dăm și noi să facă diferența. Și Doamne ajută, azi deschidem scorul. Budescu, Iani Stoic acolo la balon, Dușo, poate concentrare, are poziție bună, avansează, centrează care eu către Comar, care este faultată, care eu să vedem dacă Ișvan Kovac va da lovitură de la 11 metri. Părerea mea că a fost fault, adică s-a văzut clar că Coman a fost împins și este lovitură de la 11 metri. Va fi executată de Pușcaș. Hai Pușcaș cu golul, apără Capino. Pușcaș bate slab și Capino o ține pe farul în joc. 0-0 cu pe arena națională. Iani Stoica aici pe flanc, trece de un adversar, dar se întoarce Boboc, se repliază foarte bine. Minutul 50, ar trebui să mai schimbăm. O să fac un compromis, o să-l bag pe Man în locul lui Piliaci. Dar nu că avem maxim 3 schimbări, dar nu e strategie. Atunci îl bag pe Mendes în locul lui Nedelcu. Poate dacă mijlocul este un pic mai fresh, poate ne ajută să creăm mai multe ocazii. Totuși, Farul, repet, nu este o echipă rea, dar trebuie să-i batem. Deaconu către Pușca și acolo, râpă, excelent, Coman, își caută culoare, nu găsește, pasă către Deaconu, Iani Stoica spate la Deaconu, Deaconu către șut, găsește pe Coman, care trage la poartă, șut slab, prins ușor de Capino. Râpă, fostul nostru jucător, joacă acum la Farul Constanța. Bun transfer, foarte bun transferul făcut de cei de la Farul Constanța. Dănuleasa, Capino. Ward, avansează pe flanc, Ward pas scurt către shoot, Coman către Ward, acum avansează către Coman acolo, Coman pe flanc, ce intrează, care către pușca, dislike tackle, excelent, 1-0 pe arena națională, ce, mă rog, n-a fost slide tackle, a fost doar slide, dintr-o alecare senzațională deschidem scorul, pușca și acolo în fața porții, tackle doar când iei mingea. Bun, minutul 65, nu prea mai avem, mai avem ce să facem o schimbare, nu mai avem să facem nicio schimbare, că sunt maxim 3 din câte țin eu minte, dacă s-a scos regula de COVID din câte țin. Acum, nu știu, că la anul s-ar putea să fie 5 schimbări, pentru că în toate cele 5 campionate puternice din lume, mi se pare că s-a băgat regula să fie 5 schimbări, să nu mai fie 3. Asta nu înseamnă că se aplică și la noi, dar habaram cu ce vor, cum vor face cei de la Forma Manager. Momentan Craiova se încurcă cu cei de la Chindia, care Daniel Popa a înscris minutul 77 și a egalat-o. Și să vedem dacă și noi vom scăpa cu cele 3 puncte, pentru că Farul este foarte prioasă acum în ultimele momente. Artean aici, Coman,
intervine, dar nu reușește să câștige posesia. Mladen către Ivanov. Ivanov aici caută pe cineva să-i paseze mingea. Fili și suntem înfrânți. Nu se poate. Apărarea noastră cedează. Este 1 la 1. Un egal cât o înfrângere dacă n-ar fi. Hai cu offside-ul. Zi, te rog, a fost offside. Este offside și scăpăm. Scăpăm pentru că era să pierdem 3 puncte. Chiar la ultima fază am câștigat cele 3 puncte, chinuind ce-i drept, dar având în vedere că jucătorii sunt obosiți, n-am ce să le spun. Suntem continuat pe prima poziție, exact la 10 puncte în fața celor de la Craiova. Și să vedem ce mai e pe aici, prin clasament, am pe 10, FCU Craiova pe 9, Voluntari pe 8, CFR pe 7, UTA pe 6, Farul pe 5, Rapid pe 4, Chindia pe 3, Craiova pe 2. CFR în continuare, cine este... Călin Moldovan. Interesant, este antrenor interimar după plecarea lui Dan Petrescu. Avem 15 meciuri fără înfrângere în campionat, desigur, că în Europa League ne-au mai bătut. Na, avem cel mai bun 7 game pe toată lungul. Deci avem 7 meciuri fără să ne luăm gol. I-am bătut, avem nou record defensiv în Liga 1, Superliga, mă rog. Și abia după meciul Gazmetan, cred că o să jucăm meciul cu Leipzig, să vedem ce se întâmplă. Batem, câștigăm, banii oricum mai fin, sau să dăm simplu Leipzig, dar nu, că e meci important. Eu zic să dăm meciul cu Leipzig, că e mai important ca meciul cu Gazmetan. Dăm meciul cu Leipzig, cum arată ce campionat, îmi place foarte mult. Dăm meciul cu Leipzig, vedem ce se întâmplă și după dăm sim la meciul cu Gazmetan. Și vedem după cu cine a picat în 16-mile UEFA Europa League. Am curcat cu conferență. Pentru că în viața reală joacă Steaua în conferență aici, joacă în Europa League, mă mai încurc un pic. Deci nu e pe atât, dacă suntem în 16-mile, jucăm cu locul 3 din Champions League. Este foarte bine. Meciul se joacă la noi acasă, că aproape am scos un rezultat de egalitate cu cei de la Leipzig, dar din păcate n-am reușit să-l ducem până la capăt. Asta mă duce aminte un pic de meciul Steaua West Ham. West Ham Steaua, mă rog, mai exact. Pușcaș este obosit, urcă și pe Luis Munteanu. Puteți să băgăm rezervele, adică n-aveți ce face, decât să băgăm jucătorii obosit să-și cedeze în minutul 30, mai bine băgăm Ciofi și aia a fost. Oricum, meciul n-are miză. Poate ne lasă și noi să mai luăm niște bani la Leipzig, deși mă înșel. Foarte mulți jucători obosiți. Hai să vă apăcă și eu pe de noi în locul Ward, că e cam bătrân Ward. Și nu-mi pasă ca atâtea meciuri consecutive. Mă gândesc pe Budescu, în locul Budescu pe Deaconu. Haruța Regar, mă băgă și noi în locul Dușo. Pilea cel un edel cu șut. Cordea, Deacon, Coman, Munteanu. Nu, cam atâta este momentan. N-avem ce să mai schimbăm și mergem la meci cu gândul de victorie, dacă se poate. Dacă pierdem, e de înțeles, jucăm totuși cu Leipzig. Dar până la urmă, poate joacă și ei cu rezerve. Deși din câte am văzut acolo primul 11 cu coada ochiului, nu prea văd așa ceva. Haruț, către Cordea, aruncă mingea, Cordea cu centrare care o către Coman, care este liber cu capul, din păcate nu prinde spațiu porții, o fază foarte periculoasă pe care am avut-o, dar din păcate nu profităm de ea. Celelalte grupe cum arată? Barcelona pe primul loc, Nice pe 2, PSV pe 3, Astana pe 4, Tottenham, sunt echipe bune și în Europa League, mă rog, s-au mai eliminat din Jeguro, aici fază periculoasă, Munteanu, Nedel cu are culoar de șut și scrie, Josep nu vede de proprii fundași și deschide scorul pe arena națională împotriva celor de la Leipzig. Bine mă băieți, efectiv stană de piatră a fost portarul, n-a văzut mingea, a fost și culoarul bun și n-are nicio șansă Josep la șutul lui Nedelcu pentru că fundașii stăteau fix în fața lui. Senzațional, bravo mă Nedelcu. Ce ziceam, de când a apărut Conference League-ul s-a mai curățat din gunoaiele Europei, adică nu prea mai intră oricine în Europa League. Toate echipele astea mai slabe joacă în Conference, pe când echipele în Europa League acum sunt cam
de fostul Champions League, adică Fenerbahce, Dinamo Kiev, de astea nu mai sunt bune, cum puteți vedea și în viața reală, sunt bune rău de tot în Europa League. Aici, Pliacerii ne scoate nicăcat și scăpăm, corner. Corner, periculos, situații de la Leipzig, Gonsalves. Deaconu aici poate scăpa pe contra-atac. Hai, Deaconu, hai Ronaldo. Aici, dar Muteanu nu pleacă bine în spațiu. Se duce pe flanc, Deaconu. Pasează în spate către Coman, care nu pierde mingea. Excelent, intră pe centru, dar o pierde în final. Coman este și el obosit, dar n-avem ce să facem, mai. O să băgăm și noi, o să zic că nu sunt fericit cu performanța, pentru că puteam să jucăm și mai bine. O băgăm și noi cu așa, să scăpăm pe contra-atac. Pentru că nu... Dacă puteți să scoate 500.000 de euro, de ce nu, știi, până la urmă? Băgăm și... Da, nu prea avem pe cine să băgăm. Băgăm și noi pe... Da, pe Mendes în locul lui Shoot și în locul lui Miron pe Ghiță. Ghiță care are 3 stele. Ia să băgăm pe stopper, că joacă mai bine acolo. Coman, concentrare care către Munteanu. Nici o șansă pentru Munteanu acolo la capă cu Moriba. Haruț recuperează mingea. 1-0, 1-0 care ne avantajează favoarea banilor, că calificarea este luată și numai locul 2 mai putem scoate. Riccieli, Mendes, Mendes aici au pasat de către Munteanu, Munteanu, Josep! Scoate mingea corner. Hai mă băieți, cu 2-0. Mama, a intrat în cuncu. Ne dă cu capul! Of, ce aproape! Dar n-a reușit să câștige de ori, iar nu și nici fundașii nu l-au câștigat, pur și simplu au lăsat mingea afară. Dar eram aproape. Și dacă ne ținem așa la un punct în spatele celor de la Leipzig, putem spune că suntem o echipă puternică. Nu i-am lăsat să fie așa pe primul loc cum au vrut ei. Hai, băgăm și noi pe... Nu prea avem că toți obosiți. Băgăm și noi pe Ianis Teca, așa, și el obosit, dar nu chiar așa. Bun. Minutul 70. Suntem aproape de Ionescu la mare. Să sperăm că îl ducem până la cap. Băgă și niște trageri de timp. De ce nu? Henrix. Diallo. Ce jucători mari. Szoboszlai. Ilaș. Moriba. Gvardiol. Vogt. Szoboszlai. Diallo aici pe flanc, trebuie închis că centrează bine de obicei, cum cu acolo scapă, dar nu reușește să intre poziție cum și-a dorit. Aici de nou pe el, Henrix, Henrix, Kraut, Szoboszlai cu capul, scăpăm, scăpăm. Hai băieți că se poate, dacă am cedăm fizica, asta e problema. Cedăm fizic și, dar mai e încă un pic. Un meci echilibrat cât de cât, adică am avut și noi ocazii și ei. Nu trebuie să ne batem joc acum de ultimele minute, nu cu de-astea să nu facem. Dar din păcate o comitem. Hai de nori cu capul, perfect, perfect, perfect. Trage de timpile cine un pic. Nu te grăbi. Bun, perfect. Pasă către Ghiță, Nedelcu, cu Deaconu, Deaconu acolo se încearcă să găsească pe Ianis Stoica, scapă pe contra-atac, dar Ianis Stoica este mor de oboseală. Aici Riccieli recuperează mingea foarte bine, de noi este tatonat, aici greșeală și nu, ne luăm gol! Ne luăm gol, să sperăm că a fost offside, dar nu mi s-a părut, dintr-o semigafă, dar da, este gol valid și ce gol, cum pierdem cele 3 puncte, mă rog, pierdem 500.000 de euro. În ultimele minute, din păcate, scoatem un 1-1 cu Leipzig, un rezultat bun, având în vedere ce echipare Leipzig, dar până la urmă merita victoria și dacă nu făceam asemenea prostie, chiar și eu luăm victoria cu celălalt Leipzig și luăm 500.000 de euro în loc de 100.000 pe egal, dar mă rog, ce s-a întâmplat? A, 200, a, ok, ok, da, na, a, ce să faci, s-a întâmplat, concluzia este să nu mai facem pe viitor și meciul mai cu miză. Ce îmi place aici, că s-a mai schimbat, este că mi-arată aici toate trade-urile lui. În loc să mai intru aici la reports, reports și să văd, dă direct aici pros, cons și mai ușor de văzut. Da, mișto. Și aici cu input-ul văd că arată mai mișto. Da, hai că Rădoi vrea și pe Haruț și pe Miron și pe Nedelcu și e logică.
Rădoi are o grămadă de oameni pe care vrea să-i recruteze la națională, să-i convoace. City pe primul loc, Manchester United pe locul 2, 38 de puncte. Și a mai primit încă 500.000 de euro pentru Cantona pe locul 2 și încă 200.000 de euro pe Egan. Deci am făcut bani cam vreo 3 milioane pe grupă după ce am jucat. 2 milioane 500 e perfect. E chiar extraordinar. Acum dă și noi singur la meciul cu Transmetan. Și după să vedem cu ce picăm mai departe. În primăvara europeană, UEFA Europa League. Ei, vin echipe din Champions, deci vor fi echipe bune. Dar să sperăm că o să avem și noi un pic de noroc. Și vom reuși să luăm o echipă, să tragem o echipă mai favorabilă. Sau măcar să jucăm de la egalitate la egalitate cu ei. Nu una de genul Olympique Marseille sau, nu știu, Lyon sau echipe Sporting Lisabona, adică ceva mai mic. Nu știu, un Ludogoreț care stă pe locul 3, dar asta ține de ce echipe sunt pe locul 3. Ia chiar sunt curios, ce echipe sunt pe locul 3? Sporting Lisabona să sperăm că nu, Wolfsburg să sperăm că nu, Beşiktaş să sper... A, Beşiktaş ar merge, Dinamo Kiev ar merge, Milan nu, să sperăm că nu. Celtic ar merge, ar fi chiar foarte bine. Atletico Madrid să sperăm că nu. Și OM, exact ce ziceam. Deci, da. Sunt adversari foarte buni. Aici dăm sim. Dar dăm sim de aici, instant rezult. Băgăm și noi care sunt mai fresh, care sunt într-o formă fizică mai bună. Pentru că avem și rezervele obosite. Aș juca, practic, sezonul ăsta până acum a jucat chiar toată lumea. Nu pot să zic că n-a jucat cineva. Băgă și pe Tavi Popescu, băgă mai și pe Mendes. Chiar a jucat absolut toată lumea. Nu a fost cineva care n-a jucat. De-aia toți sunt obosiți. Mă rog, băgăm aici instant result. Do not use match plan. Do not use match plan. Păi cam pe stare. Ce avem... Nu. Nu știu dacă pot. Next match, last match. Mă dăm așa, simulei match. Și... Bun. Simulează. Perfect. 1-1. Având în vedere cât de obosit suntem, 1-1 cu Gazmetan este un rezultat ok. Gazmetanu se bate la retrogradare. Dar, repet, nu este adevărata noastră valoare, este pur și simplu oboseala. Deci, nu avem ce să zicem. Și oricum avem un avantaj extraordinar de mare între noi și locul 2, deci nu este ceva să ne panicăm că vai ce s-a întâmplat și că aoleo, dacă facem așa nu mai luăm titlul. Nu, este ceva normal care se mai întâmplă, nu poți câștigi absolut mereu. Ăsta l-am trimis deja. Și cam atât, ia să vedem. Și avem 16 meciuri fără înfrângere. N-am pierdut, este bine. Ia să vedem. Mâine ar trebui să avem. Dar stai că se face acum 1 ianuarie și pleacă și Dușu și pleacă și Muntean. Luăm și noi pe cineva. Să vedem, trage la sorți. Că azi trebuie să fie. Sau mâine. Da, uite. Acum, să vedem cu cine vom pica. Sunt echipe extrem de bune. Dar, în afară de Celtic, Dinamo Kiev și Beşiktaş, poate și Shakhtar Donetsk, numai echipe extraordinar de bune. Hai să vedem cu cine picăm în 16-mile UEFA Europa League. Primăvara Europa League. Hai cu Beşiktaş. Bine, m-am picat cu Beşiktaş, un adversar greuț, dar mult mai favorabil decât restul. Acum dăm și noi un... Hai să lăsăm de fapt. Milan cu Dinamo Moscova, OM cu Feyenoord. Atletico Madrid cu Shakhtar Donetsk. Wolfsburg cu Atalanta. Celtic cu Nice și Sporting Lisabona cu Valencia. Da, niște meciuri tari. Jucăm prima manșă la ei.
Și să vedem așa pe lotul lor, cam ce au ei pe aici. Ener Valencia. Sună cunoscut. Diagne. Măi, sau jucător bun, clar. Dar nu ceva așa de speriat. Putem să le facem față. Dar cam atât cu acest episod. Ne auzim la următorul. Ceau!